Cred că mesajele sunt trimise pe două paliere. Unul către cei care au această înclinație de a călca pe lege și al doilea mesaj foarte puternic este, cred eu, către clasa politică, către factorul politic, care nu a fost foarte determinat în ultimii ani de a susține această luptă împotriva corupției. Când spun asta, mă gândesc că în momentul ăsta în Parlament cred că există peste 20 de proiecte legislative, toate gândite să știrbească cumva atât codul penal cât și codul de procedură penală și să îngrădească lupta anticorupție. Și când spun asta, mă gândesc la dezincriminarea conflictului de interese, la scoaterea arestului preventiv pentru politicieni. Sunt foarte multe lucruri care încă planează, iar lucrurile astea le vedem noi, nu le vedem numai noi, le vede și Comisia Europeană, raportul MCV vorbește foarte bine despre lupta anticorupție, dar când ajunge la clasa politică, pune în continuare stegulețe roșii. Sunt chestiuni foarte interesante dacă ne uităm și pe cifre, da? 430 de milioane de euro. Mita descoperită de procurori. E halucinant, iertați-mă, adică ne gândim, domnule, dacă cei 430 de milioane de euro ar fi fost trimiși către anumite proiecte, poate eram și noi în altă zonă în acest moment, poate aveam și noi autostrăzi care nu erau inaugurate doar pentru că a dat bine în campanie electorală, ci pentru a servi populații să ajungă din punctul A în punctul B mai repede. Cu siguranță nivelul găuri este mult mai mare, dacă numai șpagă care a fost descoperită de 431 de milioane de euro. Din raportul de astăzi, doamna Căveși a făcut o comparație foarte, foarte bună. Asta ar reprezenta confinanțarea pe care România o are pentru construcțiile de autostrăzi pe 3 ani de zile. Da? Pe 3 ani de zile, ăștia sunt banii pe care statul României pune, restul venind de la Uniunea Europeană, pentru construcția de autostrăzi. Dar să nu vorbim numai de construcția de autostrăzi. Putem vorbi despre sănătate, despre spitale, putem vorbi despre educație, despre școli. Sunt atâtea școli încă în țară, la țară mai ales, unde nu există apă curentă, nu există canalizare, toaleta e în fundul curții. Da? Se pot face foarte multe lucruri cu acești bani și nu putem să facem lucrul ăsta pentru că încă sunt oameni care bagă mâna în bugetul statului, în banul public. E o haiducie generalizată.